Mircea, Barbu și Gelu au plănuit să jefuiască o bancă. Astăzi e ziua cea mare. Am pregătit totul în cele mai mici detalii. Vedeți că e liber. Mai sunt doar 3 persoane în bancă. Numai că Mircea îi trădează pe cei doi prietenei săi. Ce mai sunat să mă feliciți? Mircea, jur că te găsesc. Te găsesc, ascultă la mine că până la urmă poți să ascunzi în gaură de șarpe și eu tot te găsesc. Marturii spun că hoții purtau cagule și mănuși. Cum îi identifici? Hoții au furat 500 de mii de euro. Sunt foarte mulți bani. Oricine ar fi tentat. Și în cele din urmă... Îmi pare rău. O să duc mașina la o spălătorie automată ca să o curăț de sângele bărbatului. Ești bine? A suferit un traumatism craniocerebral și a pierdut complet memoria. Ajunge la spital și este amnezic. Ești soția mea? Poate da, dacă s-a combinat cu cineva, dacă l-ajută cineva. Au zis că au găsit un bărbat plin de sânge la 200 de metri distanță de mașină abandonată și că e în spital acum internat. V-a atras atenția ceva în mod deosebit? Purta mănuși. Spre disperarea tuturor. Așa e foarte convenabil, să nu mai aduce aminte nimic. Scap de toate problemele, nu? Ți-e rătăcintă o stradă din București. El suferă de amnezie. Și mă unde-s banii? Nu știu. Problema e că nenorociții ăștia o să încerce să te atace din nou. Așa că va trebui să te mutăm la spital. Iar Alina, cea care l-a salvat, este singura care îl susține. Am visat că ea care a venit la spital. M-am pușcat, am intrat aici în casă. Din păcate însă, trecutul nu-i dă pace. De unde știi unde stă Alina? Zi-mă de unde ai numărul ăsta. Băi nenorociților! Ceva legătură trebuie să am cu ei. Nu, deci încetează. Încetează că îți faci rău singur. Voi sunteți! Voi ați fost atunci la spital, la Mircea, la... Nenorociții care m-au atacat în spital au răpit-o pe Alina. Nu știu nimic despre niciun ban. Nu mi-aduc aminte să fi jefuit nicio bancă. Există o metodă pe care aș putea să o folosesc. Însă are anumite riscuri. Nu mă interesează riscurile. Va reuși oare Mircea să o salveze pe Alina? Caut un șofer de-al dumneavoastră. Dar nu știu exact cum îl cheamă. Știu doar că a avut un accident. Unde-s bani? Ce bani? Nu știu despre ce bani. Băi, nenorocitule, bă! Mă bucur că ți-a revenit memoria. Stai. Și cu Alina?